Hello, bună seara! Bună seara, suntem în atelierul... Noi bun, noi bună, nu fă mișto, mă, nu! Dar zi limba italiană! No, nu cunosc, eu nu sunt din Italia, sunt român, ce cu voi, oameni buni? Uitați aici ce frumoasă lucrare face domnul George. Suntem în atelierul lui Icoane. Adesea s-a pasat o stradă de prelandez. Păi da, așa și? Întrucând, nu lăsăm nici măcar un minut și... atacăm imediat pictura. Așa, și ia de aici, așa, aranjează. Pictura. Așa. Nu, ai dat-o de sub. Nu, asta o iei, așa. Așa, zi, da. Așa, deci vine atacată frumos. Se curăță, se uită foarte, foarte bine și foarte atent să se fie apropiată margine. Contează ia foarte mult. Ia ținit-o aici, italienii. Contează foarte aici. Mult. Să fie lipită și margine tot timpul curățate. Așa, și întrucât. Ia, păi recomandă-le la italien să vină sau la spaniol. Dar nu e o rușine să vorbim în italian, nu? Mă, pe bune. După se trece cu acest asciugamano, acest prosop, pardon, mă scuzați. Așa, zi, nuță, zi! Ca să se lipească bine. Dar nu trebuie să fie, să ție rușine că ești venit la noi în România și că... Nu este rușine, Doamne ferește, cine a zis lucrul ăsta? Păi da, să știi că te pun pe Facebook. Ia, să-mi face și publicitate. Păi da, normal, dar de ce? Că trebuie să vadă lumea cum aici... Că ne aflăm la atelierul de icoane comedia, cum îți spui tu în italiană, atelier de icoane. A trebuit vorbe serioză, ci... Dar nu știu, icoane. Mă, pictura, alora. A, cum e de se zice, cum e de se zice la icoane comedia? Ia, hai, zi-mi-o-ți. Nu știu. Mă, nu știi, mă, nu-ți fii atent că eu te pun pe Facebook, mă, să te vadă și fratele tău. Vai, Doamne ferește, dar nu știu nimeni să vedem ce... Cum poți să obligi o persoană dacă nu știe să vorbească în clar, italian? Da, clar, da, te dai de gol. Cine să dai de gol? Te dai de gol. Mă, fugi de aici, mă. Hai, dai să vadă lumea.